M-am dus repede acasă, când am ajuns acasă am strâns așa niște bani repede, am trimis, uite, să-i folosești în Cuba. Mă gândeam cumva că se încheie aici, nu mi-am propus nimic pe termen lung. După ce a venit, deși nu i-am cerut, ne-a dat raportul cu ce a făcut acolo. Și îmi spune, uite, am ajutat asta slujitor, eu cred că i-am trimis vreo 3800 de euro, știi? Și la un moment dat spune, am cumpărat și o căsuță pentru biserică, știi? Eu zic, asta cred că o greșită, cu 850 de euro, știi? Și când am văzut și căzi reale, atunci au făcut click-ul la mine, am zis, ăsta e locul unde se pot face lucrări mari cu bani puțini. Și le-am spus ăștia, bă, avem bani pentru 3 salarii, recomandați-ne pe cineva. Nu-i sigur că o să vă ascultăm. Ei, istoria scurtă este următoare. Eu m-am uitat și eu în mintea mea am ales 3 oameni de acolo. Colegul meu s-a uitat și a ales 3 oameni. Ei ne-au ales 3 oameni. Acum dacă și coincis toți 3 deja... Toți 3. În Cuba, vis-a-vis de închinare, nu se închină ca noi. Păi, au o bucurie în închinare. Ei n-au ce mânca, știi? Să vezi ce se bucură în Domnul, ce cântare. Păi, în urmă cu câțiva ani, Dumnezeu m-a dus în niște conjuncturi, că așa te duce Domnul cum vrea El și tot faci lucruri pe care nu te-ai gândit că le vei face niciodată. Am început să mă gândesc tot mai mult la promovarea și protejarea libertății religioase. Nu în primul rând în România, ci în primul rând în lume, unde există fraze ai noștri care suferă. Și haideți să recunoaștem, când românii au fost în suferință, au fost organizații internaționale care au intervenit pentru noi și e normal să ne gândim și noi la alții. Și până la urmă, un proces lung, tot am încercat eu, a trebuit să înființăm o asociație, se numește Sunt Frații Noștri. A fost foarte bine, pentru că atunci când a apărut Ucraina, deja am putut să folosim conturile asociației și tot ca să intre și să dăm mai departe. Și exact pe asociația aceasta mergem acum și cu Cuba. Ziceai tu că unii n-au de lucru, știi, să vină că le dau eu de lucru. Voi chiar ar trebui să vă gândiți cu seriozitate la Cuba. De ce? Voi știți limba. Și eu mă gândesc așa, dacă Domnul ar scoate câțiva tineri din Spania și să-i trimită misionari în Cuba. Ar trebui unii să se roage pentru asta. Doamne, dincolo de macaroane, conserve, că dau acum, că poate la unii cel mai ușor e să dea acum 10 euro. Să spună, Doamne, mă așez la dispoziția ta, dacă vrei să mă duc 2 ani în Cuba. Îți mulțumim pentru copiii tăi răspândiți în lume. Și îți mulțumesc și pentru frații sororile noastre din Cuba. Îți mulțumesc pentru seriozitatea lor, pentru hărnicia lor. Îți mulțumesc pentru minunile care le faci din punct de vedere spiritual. Și acum te rog împreună cu frații, fă și minunea aceasta și ajută-ne să le trimitem containerul cu alimente. Amin. Să fie pentru ei încă un motiv de încurajare, să vadă că ești un Dumnezeu la lucru, că îți pasă de ei. Binecuvântă-i pe toți cei care vor dărui, binecuvântă-i pe cei care se ocupă de transport, pe cei care vor primi vameșe de acolo, toți cei care vor fi implicați. Și lucrarea aceasta, dincolo de a hrăni niște oameni, de a încuraja, fă să aducă slavă și glorie numelui Tău. Îți mulțumim că Tu ești bun. Amin. Astăzi avem împreună cu noi un invitat care nu e pentru prima dată aici la noi și ne-a ajutat într-un moment destul de greu pe la începuturile noastre. Împreună cu noi, fratele Viorel Iuga, bine ai revenit. Acum aflu și eu că erați la începuturi, eu am crezut că aveți experiență. Nu, aveam vreo 2 ani, dar eram slăbuț. Nu aveam, da, experiența am făcut-o pe dumneavoastră. Vechime aveam, nu aveam experiență, dar era ok. Nu, experiența am făcut-o pe dumneavoastră. Bine ați revenit între noi aici la Madrid. Mulțumesc frumos pentru invitație și mă bucur. Sper cineva să ne asculte. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Nu știu dacă v-ați uitat, acum știu că sunteți modest, dar... Prima emisiune care am publicat-o cu dumneavoastră, cred că a fost cea mai vizualizată de la noi. Chiar a avut foarte, foarte multe vizualizări. Cred că oamenii întotdeauna se găsesc identificați cu dumneavoastră, cu învățăturile pe care le dați. Chiar am primit foarte multe comentarii și în emisiune, dar eu le-am primit și în particular și mă bucur din toată inima că sunteți azi cu noi. Chiar... Da, și subiectele care le-am tratat data trecută au fost de ajutor. Fratele nostru Darius nu este aici, dar vă putea povesti. L-a sunat cineva din America. Măi, omule, zice, exact problema aveam eu în familie. O problemă intimă care nu se discută și unde ignoranță e așa ca și cum ai fi cu becul stâns și puțină lumină și nu știau frații în ce direcție o să o ia. Și s-a discutat exact tema asta. Astăzi am vrea să schimbăm puțin macazul cu o altă temă.
De ce spun cu o altă temă? Că până acum dumneavoastră sunteți oarecum va specializa pe partea asta a familiei, a consilierii și așa mai departe. Bine, în orice subiect vă pricepeți. Dar astăzi vreau să vorbim puțin despre ceva mai practic, da? Și anume despre misiunea, sau nu știu cum să-i spun, pe care dumneavoastră o faceți undeva departe de România, departe de Europa, de Spania, departe de tot ceea ce înseamnă continent, în mijlocul oceanului, aproape în Golful Mexicului, da? În Cuba. A, nu e chiar așa departe. depinde cu ce te duci, da? Da, depinde de cât de repede noți. Măi, Cuba, chiar mă gândeam, Cuba are o mare legătură cu Spania. Deci eu, prima dată când mi-a atras atenția puțin Cuba, eram aici, nu știu dacă nu la Madrid, la o conferință, și am primit un e-mail de la un coleg de-a meu că să ne rugăm pentru că mi s-a deschis ușa să meargă în Cuba. Interesant, așa m-a prins atunci un duh de rușine. Am zis, eu în viața mea nu m-am rugat pentru Cuba, nici nu mi-a trecut prin cap că să facem misiune în Cuba. Și i-am trimis înapoi imediat un e-mail, îmi dăm câteva detalii. Mi-a spus ce vreau să fac acolo, m-am dus repede acasă, când am ajuns acasă am strâns așa niște bani repede, am trimis, uite, să-i folosești în Cuba. Mă gândeam cumva că se încheie aici, nu mi-am propus nimic pe termen lung. Și după ce a venit, deși nu i-am cerut, ne-a dat raportul cu ce a făcut acolo. Și îmi spune, uite, am ajutat asta slujitor, eu cred că i-am trimis vreo 3.800 de euro, știi? Și la un moment dat spune, am cumpărat și o căsuță pentru biserică, știi? Eu zic, măi, asta cred că o greșită, cu 850 de euro, știi? Și când am văzut și căs reale, atunci au făcut click-ul la mine, am zis, ăsta e locul unde se pot face lucrări mari cu bani puțini. Vorbeam atunci de un salariu la slujitor, vorbim de 2014, salariul la un slujitor de 20 de euro pe lună, știi, chestii de genul ăsta, că aici ne putem implica și noi românii. Eu, pentru că am lucrat foarte mult cu oameni, investind în oameni, nu am avut nevoie de bani. Eu cu Evanghelia și cu oamenii. Și de asta, neavând nici relație, niciodată nu m-aș fi aventurat la lucrări care cer bani mulți. Și atunci mi-a pus Domnul pe inimă să mă rog pentru Cuba, și am zis să adunăm niște finanțe ca să-i ajutăm pe cei de acolo. Nu m-am gândit că voi merge în Cuba. Și am început eu cum mă duc cu conferințele, cu asta îi rugam, unde mă duceam și duceam niște cărți, spuneam lângă cărți, spuneam o cutie acolo și în două minute, că eu nu dau din timpul de predică. Spuneam, domnule, acolo este o cutie, puneți ceva pentru Cuba. Am rămas surprins cum au fost de deschiși oamenii. Am scris niște e-mail-uri, habar n-aveam ce am găsit pe internet. Am găsit pe cineva cu care mi-a răspuns, cu care să colaborăm. Și atunci am mers foarte punctual. De ce aveți nevoie în Cuba? Și mi-au spus, pentru slujitor, pe lângă ajutor financiar sau ceva de genul ăsta, institut teologic, ce mai au eu pe acolo, dacă am găsit o bicicletă, că cu ce se deplaseze, o bicicletă, bun, pentru ea din munți măgar, pentru alții nu știu ce. Și noi deja am știut, am avut o listă foarte clară cu nevoi de acolo și ce am putea să facem. Și eu și când vorbeam, le spuneam clar, cam asta ar fi lista, alege, tu alegeai măgarul, știi, el alegea bicicleta, fiecare, foarte interesante. Și apoi, până la urmă, când ne-am dus noi echipa în Cuba, că până la urmă ne-am dus o echipă și m-am dus și eu cu ei, am fost curios să văd un pic ce se întâmplă pe acolo. Noi înainte de a merge acolo am știut câți măgari, câți bani avem, deci acolo s-au făcut niște lucrări foarte, foarte frumoase. Noi atunci am stat, cred că 16 zile. După ce am stat acolo, am văzut, am străbătut toată Cuba. Noi lucrăm mai mult am fost și în partea Havana. Deci ei sunt împărțiți în două, partea de vest și partea de est, dar nu au o graniță teritorială ca limitare pentru Evanghelie. Și ăștia din est sunt mai sărăcuți, dar mai harnici pe gura Evangheliei. Deci ăștia plantează biserici peste tot în Cuba. Ei erau în urmă cu nu știu câți ani, vreo 200 de biserici, acum cred că sunt vreo 800 de biserici. Deci îmi trimit mesaj așa acum, se duc la câte o evangelizare într-un weekend, 30-40 de oameni se pocăiesc, își ard icoanele. Da, colaborarea o faceți cu cetățeni de acolo sau sunt și români care sunt implicați ca misionari? Nu, deci noi, eu n-am avut nicio treabă cu românii, nu știu
se duce, cineva nu se duce acolo. Bine, acolo e un pic mai complicat, așa că sărim de la una la alta, că nu poți să faci nicio lucrare dacă nu primești vize religioase, care se primește foarte greu. Te puri că iei câteva luni. Ești tot comuniști acolo? Da, sau? Da, tot da, comuniști. Da, așa. Chiar dacă au căzut Fidel Castro, bine, au căzut, au murit. Da, deci și noi ne-am luat atunci vize de turist, dar și vize religioase, până la urmă am primit viza religioasă, atunci ai dreptul. Bănuiala mea este că ei te verifică, te purifică câteva luni înainte cine ești, prin ambasadă, prin cine o fi. Și atunci când te duci cu viză religioasă, nu te mai urmărește polițistul de rând. Știu ei, nu, sunt alte lucruri. Deci numai așa poți să faci. Ei, în Cuba am găsit câteva lucruri la care nu m-am așteptat. În primul rând am crezut că o să găsesc o lume cu foarte multă influență catolică. Nu e adevărat. Lumea debusolată. Deci comuniștii au distrus aproape tot ce era religios. După asta oamenii n-au mai crezut nici în comunism, deci lumea cu sufletul gol. Asta e foarte bine, știi, că nu-ți legați de o religie, deschiși normal, pentru Evanghelie. Deja... Da. În momentul în care le-a dat voie să se adune prin casă, ăsta e secretul în bisericile din Cuba, deci ei se adună prin casă, dar știi, la noi casa, să nu vină ăla, să nu scalce pe covoare, la ei nu există dormitor, nu există bucătărie, deci că ei când vin la biserică, în casă, la tine, toată lumea e peste tot, acolo vin, acolo se pocăiesc, acolo fac studii biblice. Asta iar e un lucru așa foarte, foarte fain. Un alt lucru, se pocăiește mult lumea educată și au foarte multă lume educată, pentru că știi, comuniștii crede în educație. Pe noi la un moment dat ne interesa dacă au medici, să vedem dacă îi putem ajuta și pe domeniul medical. Păi în fiecare biserică au medici, se pocăiesc medici, ingineri, deci treaba asta e bună, dar Cuba, cum să spun, toată e într-o sărăcie lucie. Deci eu mai râdeam așa, nu le-am zis lor că la un moment dat când am fost la Havana, am întrebat unul dacă nu vreau să mă duc să vizitez un muzeu. Și mi-a fost cumva rușine să-i spun, dar eu sunt în muzeu de când am plecat. Da, deci nu, nu ne putem imagina, adică poate unii au mai văzut pe internet reportaje. E mai dificil că, nu știu, există cenzura asta acum, mai există? Pentru că înainte exista în Cuba o cenzură, nu aveai voie să scoți camere de filmat, verificau... Deci ei sunt deschiși pentru turiști, deși turiștii sunt mai mult în zonele turistice, sunt deschiși că ăștia mai aduc un pic de venit, știi? Au și poliție pentru turiști separată și toate celelalte. Bun, diferența era următoarea, că în stațiunile pentru străini nu avea ce să caute cubanezul. Deci sunt două lumi total diferite acolo, dar dincolo de ce se întâmplă în țară, sărăcia, lucie și toate de acolo, și am spus asta de ce? Pentru că eu mă așteptam totuși să mai meargă lucrurile spre bine. Acum e mai rău ca atunci. Deci acum e mai rău ca atunci pentru că toată chestia asta cu COVID-ul, cu toate minunile, i-a nenorocit de tot. Efectiv, n-au nici pe ce cumpăra, dar nici de unde cumpăra. Și noi o să discutăm acum, ne-am început înainte de pandemie gândul ăsta, a venit pandemia asta și ne-a dat peste cap, că am zis, tot ce cumperi în Cuba ești la mâna guvernului. Și atunci am zis, păi, dar lor le trebuie biciclete. Păi punem un container cu biciclete din Europa, că toți aveți prin garaje biciclete, ați luat la copii, umblat de trei ori cu ele și nu știți cum să le aruncați de aici acolo, știi? Dar când a venit pandemia, ne-a blocat cu tot. Acum am revenit la ideea să încercăm să trimitem un container, să deschidem o filieră pentru container, dar s-a schimbat situația dramatic. Primul lucru care vom trimite, alimente. Deci vrem să trimitem neapărat alimente, că discuția oamenilor este ce mâncăm mâine. Știi? Deci containerul va pleca din România? Din România sau din Spania? Aia întreb, că dacă există cineva care se uită acum la emisiune, da? Și zice, aș vrea să ajut și eu, dar eu sunt în Spania, poate, sau în Italia, sau în Anglia. Deci, dacă noi acum avem câteva informații, din Spania, spre exemplu, există doar două companii care ancorează în Cuba, că nu poate să meargă oricine, știi? Noi avem prețuri de la Constanța, din România, avem prețuri de la Barcelona, din port, ce înseamnă, normal că e mai ieftin din Spania să trimitem decât de dincolo, da? Însă vom vedea toată logistica asta. Acum chiar aștept până luni,
pentru că Dumnezeu ne-a scos în cale pe cineva care se ocupă de containere, de trimis, de primit, și o să lăsați-mă. Mi-a spus niște lucruri, nu le pot spune chiar toate în emisiune, și o zis, trebuie să cântărim foarte bine de unde trimitem, să vedem. Pe partea cealaltă, i-am rugat pe ei să-și găsească oamenii, și au găsit, care cunosc acolo, pentru că unul, vrei când ajunge containerul să nu fie ținut în port, că dacă te ține în port și începe taxarea, îl abandonezi cu totul, da? Și apoi să fim siguri că toate lucrurile care le trimitem, le iau cei la care le trimitem. Acum, distribuirea nu va fi făcută părtinitor. Asta mă gândeam să vă întreb, nu știu dacă dați numai la creștini sau... Nu, la săraci, știi? Acum, în necazul este acolo, toți sunt săraci, știi? Și vor trebui ei, că n-ai cum. Acolo ar trebui ajutată, ca să nu zic o țară, jumătate de țară. Dar poate că ne ajută Dumnezeu pe termen lung să lucrăm cu ei. Chiar în prima fază ei ar avea mari nevoie și de ceva medicamente. Dar nu cred că o să punem medicamente, pentru că aș vrea prima dată să meargă, să deschidem drumul și să știm. Și atunci lista să fie cât mai mică și lucrurile sunt de bază. Fasole, orez, să vedem dacă o să punem și ulei, poate ceva supe din astea, că am întrebat, știi, supe din astea la plic, da, nu știu ce, nu știu dacă mai sunt cartofi din astea la plic pe undeva să le trimitem. O să găsim lucruri din astea de bază pe care ei oricum nu le au, știi, că n-au de unde să le ia. Și atunci, iar partea cealaltă este că nu putem trimite nimic, asta am înțeles foarte clar din România, nu putem trimite decât lucruri care sunt cumpărate din magazin, cu certificate, cu tot, e foarte stufoasă documentația. Normal că noi vrem să fim legali, dar nici nu vrem să ne jucăm. Deci acum nu, și nici nu o să meargă cu ideea asta că te duci tu la magazin cu nevasta și cumperi două sticle de ulei. Deci nu, asta o trecut de mult. Nu, de ce să-l cumperi tu? Că noi dacă îl cumpărăm mai ieftin ca tine, știi? Dacă noi cumpărăm, normal, la îngro. Da, îl cumpărăm 2000 de sticle, să zic, da? Și ne-l încarcă direct în container, nu stăm noi să... Da. În cazul acesta aveți un număr de cont sau ceva pentru cei care vor să dea aici, da, în Spania? Da, noi avem un număr... Păi, eventual, îl putem pune undeva în descrierea videoului sau dacă se poate pune, da, public. Sigur că se poate pune. Pentru că de multe ori am avut asociația Miros de Cer și mulți întrebau pe acolo, cum putem ajuta? Zeci de comentarii. Noi am pornit, n-am prea vorbit despre asta, în urmă câțiva ani, Dumnezeu m-a dus în niște conjuncturi, că așa te duce Domnul cum vrea El și tot faci lucruri pe care nu te-ai gândit că le vei face niciodată. Ziceai tu că unii n-au de lucru, știi, să vină că le dau eu de lucru. Am început să mă gândesc tot mai mult la promovarea și protejarea libertății religioase. Nu în primul rând în România, ci în primul rând în lume, unde există fraza ai noștri care suferă. Și haideți să recunoaștem, când românii au fost în suferință, au fost organizații internaționale care au intervenit pentru noi și e normal să ne gândim și noi la alții. Și până la urmă, un proces lung, tot am încercat eu, a trebuit să înființăm o asociație, se numește Sunt Frații Noștri. Chiar asta, știi, că dacă te întreabă cineva de ce, pentru că sunt frații noștri, știi? Și ăsta este obiectivul principal cu promovarea și protejarea libertății religioase. Am și activat până acum mai în umbră, pentru că n-am vrut, vorbind așa deschis cu voi, n-am vrut atât de mult să încurc poziția mea la Uniune cu asociația și nu am făcut mare tamtam pe chestia asta, dar a fost foarte bine, pentru că atunci când a apărut Ucraina, deja am putut să folosim conturile asociației și tot ca să intre și să dăm mai departe. Și exact pe asociația aceasta mergem acum și cu Cuba să adunăm. Da, deci le putem... Fiind o țară comunistă, au mari restricții în privința religiei sau nu? Da și nu. Deci ei s-au mai deschis puțin, dar nu sunt pentru religie. E cumva, dacă vrei, cum eram noi în timpul comuniștilor, să existăm, dar să nu deranjăm. Acum au avut probleme mari și au probleme mari unii după pandemie. Știi că în pandemie i-a închis. Ce s-a întâmplat? Și Cuba, ca și alte state din astea, își deschid pentru toate prostiile porțile, nu vreau să zic mai mult, știi? Numai pentru creștinism, nu. Și în momentul în care i-au vrut să schimbe în Constituția țării, vis-a-vis de viața, de familie, de, știi, trendul ăsta care merge peste tot, da?
bisericile au intervenit și au spus, domnule, nu se poate așa, familia este familie. Și din nou, guvernul a pus ochii pe ei, deci voi aveți de comentat. Și acum, cum te șicanează ei? Ai voie să te aduni la biserică, dacă ai unde să te aduni, dacă ai un fel de autorizație de la ei. Dar ei nu ți-o dau. Și tu te duci și dăm autorizație, nu ți-o dăm. Păi duminică ne întâlnim, păi n-aveți voie că n-aveți, știi. Și bătaie din asta de joc. Dar ei, cum se spune? Deci, Cuba, eu nu vreau... Când mă întreabă unii de ce Cuba, pentru unii ar trebui să fie simplu. Acolo ne-a călăuzit Dumnezeu, dar nu e doar răspunsul ăsta. Eu sunt un om foarte pretențios pe multe chestii. De asta, până la urmă, m-am și dus eu în Cuba să zic că am fost, am văzut, am stat 16 zile acolo, am bătut toată Cuba. Sunt foarte organizați, foarte bine organizați, foarte harnici. Deci în Cuba, dacă de asta eu nici nu m-am mai dus în Cuba, după asta m-am mai dus odată, că așa a vrut Dumnezeu, pentru că nu am vrut să cheltui banii pe drumuri și ne-a spus la mulți, nu pierde vreme să te duci până acolo, oamenii aia chiar știu ce fac, ce au de făcut, tu dacă nu știi limbă, n-ai viză, n-ai cutare, e dus să pierzi vremea pe acolo. Știi cum era, eu n-am vrut să repetăm ce am văzut noi în România când veneau americanii. Veneau o grupă de 6, 7, 14 câți veneau, știi? Erau pe alt fus orar, limba oricum nu știau. Toți cam dormeau acolo toată ziua, nu știu ce. Unul mai spunea trei cuvinte acolo, care oricum era, Doamne, iartă-mă, slăbuț, că nu știa să se acomodeze la cultura noastră și cealaltă. Și noi ne gândeam, mă, ține de dea voi banii pe bilete. Noi făceam minuni în România. N-am vrut să repetăm greșeala asta cu Cuba, știi? Și până la urmă a mai fost odată câteva zile, tot pentru niște proiecte, așa, .ochit.lovit. Deci acolo noi, cu bani puțini, am făcut lucruri mari. Haideți să vă spun cel mai scump proiect care l-am făcut acolo. Eu am plecat de la următoarea idee. Atunci când m-am dus, a venit și soția cu noi, fiecare a fost cu și-a plătit cheltuielile, că noi din tot ce se dă pentru Cuba, totul merge în Cuba, n-ai voie să iei nimic, fiecare își găsește, și am rugat-o pe ea, ea fiind cadru medical, te rog să vii să discuți cu ei, să vedem ce și cum. Și mi-a trecut o idee, dacă tu mă duc în Cuba, o fi ieftin, mai stau câteva zile cu nevasta în concediu, pe banii noștri. Ce vorbești, frate, prețuri de Europa într-o stațiune de-a lor, știi? Și atunci a fost următoarea idee pentru mine. Bun, un slujitor din Cuba, dacă vrea să meargă 2-3 zile cu nevasta, unde se duce? N-are nicio șansă. Și mi-a pus domnul pe inimă chestia asta și la un moment dat i-am întrebat, voi oameni buni, aveți undeva să meargă un slujitor 3 zile cu nevastă, așa o felie de pită, orezul care îl are, 2 ouă, știi, să meargă, măcar te deconectezi, nu nebunești, te duci, te rogi, te uiți la oscă, nu de când visăm noi. Aici vreau să vă spun, o chestie, voi spanioli o înțelegeți mai bine, știi, așa, unde muntele se unește cu mare, știi, deci o chestie din asta. Ai grijă ce zici, că aici îi pleznești pe mult. Superbă, știi, nu-i pleznești pe nimeni, că vreau să vă spun că am luat o chestie care, deci câteva clădiri frumoase acolo, clădiri, cum să spun, camere cu dormitoare, cu nu știu ce acolo, știi cât am dat pe ea? $10,000. Toată proprietatea. Poți să meargă slujitorii acolo dacă vor să în vacanță sau le folosiți pentru... Eu am fost. Pentru ce? Odată ați fost, nu? Atunci. Nu din România, pentru ei le folosesc care sunt acolo, da, nu? Sigur că da, ei le pot folosi pentru tabere, pentru orice, deci asta da, este. Dar acum, eu de ce am spus că sunt pretențios? Eu m-am dus, am avut informația cu cineva, m-am dus, am văzut, am aflat cam care ar fi prețul. Eu nu le-am spus, ei nu știau ce bani avem noi la noi și toate celelalte. Și când m-am dus și am discutat, că noi lucrăm cu conducerea convenției, știi? Când am discutat cu ei, am zis, băi, uite, am văzut locul ăla cu tare. Și da, că ne-ar trebui, zic, bă, mai bun, dacă voi, dacă ați avea bani, ați cumpăra pe banii voștri. O să, dacă valorează mult mai mult, era o conjunctură, știi? Și după asta noi le-am dat banii, nu știau că noi avem banii și pentru aia, știi? Noi le-am dat banii și am zis, dacă vreți, cumpărați aia, dacă nu faceți altceva cu banii, știi? Normal că au luat chestia aia să nu... Deci noi am mai încercat un lucru. V-am spus că noi tot am încercat să nu îi lăsăm pe ei să fie în situația în care am fost noi. Când te duci într-o țară din asta mai săracă, nevoile sunt atât de mari și atunci... Dacă i-ai lăsat doar pe ei să decidă, diavolul profită de situație și poate ieși și scandal, știi?
Pentru că de ce ai ajutat în localitatea aia și nu în localitatea aia? De ce acolo știi că e nevoie peste tot? Și noi ce le-am spus lor? Voi ne duceți, ne arătați nevoile, ne spuneți punctul vostru de vedere și decizia o luăm noi. Și când am plecat de acolo, când întreabă cineva că de ce s-a făcut la Chintenar? Întreabă-i pe românii care au plecat, că eu vreau. Așa am făcut și în Ucraina și în alte părți. Că să vă dau un caz în Ucraina, am fost cu un coleg și era întâlnit cu slujitori, în fine, seminar. Și ne-am dus și am avut cu noi bani pentru 3 salarii pe un an de zile la slujitori. Și le-am spus ăștia, bă, avem bani pentru 3 salarii, recomandați-ne pe cineva. Nu-i sigur că o să vă ascultăm. Ei, istoria scurtă este următoare. Eu m-am uitat și eu în mintea mea am ales 3 oameni de acolo. Colegul meu s-a uitat și a ales 3 oameni. Ei ne-au ales 3 oameni. Acum dacă și coincis toți 3 deja... Toți 3. Că dacă aici nu-i călăuzire din partea Domnului, da, deci, no, și atunci chiar ai liniștea asta. În Ucraina, acum trecem de la Cuba la Ucraina, așa cât, vreo 8.000 de kilometri, poate mai bine. Da, că nevoie să... În Ucraina, în ce zonă ați fost? Bun, eu am fost peste tot în Ucraina, mai puțin... Ați fost în zona unde e războiul sau într-o zonă? Eu nu sunt omul cu pozele, cu filmele, cu tare. Eu am lucrat în Ucraina cu foarte mult timp înainte și am fost în afară de zona aia rusofonă, n-am ajuns pe acolo oricât m-au chemat, că e foarte greu, nu zburau avioanele, știi, și... Eu am fost foarte mult și am lucrat cu ei. Acum, după ce a început, noi ne-am organizat ca echipe și eu am următoarea idee. Fiecare să facă lucrul lui, știi? Dacă tu poți face asta, eu mă ocup de altceva. Eu am fost acolo cu Evanghelia, cu conferințe, cu de toate. Acum, nu cred că e chemarea mea să conduc microbuze și cu tare, să mă duc să descarc orez. Să faceți poză pe acolo. Suntem la... Nu, dar stai să spun. Eu am zis și chiar astăzi mi-am adus aminte că am zis într-o conjunctură și s-a supărat un slujitor. Că eu după ce... Am înțeles, când a izbucnit războiul, toți am fost acolo, dar după ce ne-am organizat și am avut, cum suntem noi organizați, am avut reprezentanți de fiecare comunitate, mi-am dat seama de un lucru, că eu am cerut oameni care să organizeze și ei toată ziua se țineau de lucru. Și am zis, băi, nu pentru asta v-am chemat. Deci nu să alergi tu, fă să alerge 10. Eu n-am nevoie să alergi tu, am nevoie de să-i faci pe 10 să alerge. Și m-am gândit să nu repetăm ideea aceea din Fapte, unde știi, biserica s-a mărit, imediat numărul văduvilor și săracilor au crescut. Și cine? Apostolii s-au apucat de orez, de macaroane, împărțit, da. De împărțit. Și imaginația mea, știi, cred că într-o zi l-o fi întrebat Petru pe Ioan, știi, Ioane, cum stai tu cu cititul Scripturii? Petru zice, nu prea am timp, de dimineața până seara cu macaroanele, știi? Da, cu rugăciunea. Păi zice, mă mai rog mergând, că e nevoia foarte mare. Ioan poate că o căpăta și el un pic de curaj, dar tu, ia zi, tu cum le împaci? Mă, nici eu nu le împac, că vezi că s-au trezit și a spus, nu e bine. Noi am lăsat la ce ne-a chemat Dumnezeu, cuvântul și rugăciunea, să slujim la mese. Au văzut ca o greșeală, s-au pocăit și au spus, alegem pe alții care să se ocupe. Și asta îi rugam pe colegi. Da, Viorel, oare după 2000 de ani se repetă lucrurile astea din Fapte în ziua de azi, între slujitori? De-a lungul anilor ați umblat în toate țările și în România. O să se supere unii pe mine. Că tocmai de asta mă întreb. Și așa s-a supărat. Deci știu păstori care până în ziua de astăzi tot se implică, tot îi vezi cu microbuze, cu macaroane, cu ulei, îi văd din poze și din rapoarte, da? Oricât s-ar supăra de mine, părerea mea este alta. De ce este diferită? 1. Nu cred că Dumnezeu te-a chemat la asta. Cred că Dumnezeu te-a chemat să îi păstorești pe oamenii pe care ți-a dat. Cred că trebuie să te ocupi, asta era o altă problemă, dar aici am corectat-o repede, să ne ocupăm și de sufletul ucrainenilor, nu numai de orez și de celelalte. Și am zis, în toate tragediile astea, Dumnezeu poate face minuni, ceea ce ne-a demonstrat, oameni care se pocăiesc, oameni care își rezolvă problemele. Și atunci întrebarea mea este, dacă tu toată săptămâna erai prins cu du-te, vino, ce le spuneai duminica la biserică? Păi spun ce îmi spuneau membrii, frate, numai de Ucraina ne zice. Unii ziceau, domnule, sunt sătul, că aud la televizor, aud cu tare, nu mai se spună și în biserică, adică îți trebuie un pic, exact, de înredește. Duminica am mers să... Plus că mai e un lucru, adică și românii erau în tensiune, știi, nu mai e, și noi eram în tensiune, vin ăștia, nu vin ăștia, dacă tot tu spui că ai stat la vamă, la nu știu ce. Eu știu care este una din explicațiile colegilor, că n-avem pe alții,
n-avem pe alții că nu ne ocupăm de alții. Deci aici cred eu că e partea mea. Dumnezeu să-mi dea înțelepciune să mă duc la tine, să mă duc la el, să mă duc la vreo 7 și să spun ce faceți. Păi frate, noi suntem aglomerați, avem familie, avem rată la bancă, și să spun, dar nu ți-e rușine. Dacă nevastă ta ar fi cu punguța, cu copiii tăi, vrea să o ajute cineva și să bag pe conștiința ta, să spun, bă, dar e șofer de camion, da? Ia-ți o zi de concediu, 2 zile de concediu. Ei, în momentul în care eu am lămurit pe 10, ăștia conduc mai bine ca mine, da? Le știu mai bine ca mine. Când se duc acolo, au experiențe cu Dumnezeu. Așa, dacă stau acasă, au experiență numai că se enervează, știi? Vin de acolo, dar eu am observat și în propria viață, de multe ori, și în viața altora, e mult mai greu să-mi iau o săptămână să vă conving pe voi, dar apoi voi un an de zile să alergați, și atunci alerg eu până pic, știi? Intru în depresie sau toate celelalte. Ca Moise, când a venit Ietro, a zis, nu faci bine ce faci. Uite, apropo, iară să sărim din Ucraina în Cuba. Și dacă unii, de Ucraina... Eu oricum mai am întrebat din Cuba, așa. Da, că... da, de Ucraina oricum, că unii zice, domnule, dar Ucraina. Păi oricum, noi ne-am ocupat de Ucraina și ne vom ocupa. Să dea, domnul, să termine repede, oricum e de rezidit o țară. Ne-am ocupat și ne implicăm în Siria, în Turcia, cu toate astea. Dar de ce să nu ne ocupăm și de Cuba? Adică mai ales că vorbim odată, ce facem? Să trimitem un container acum? Chiar dacă, în afară de Dumnezeu, nimeni nu știe, spre exemplu, cât am trimis în Ucraina. Deci eu cred că s-au dus acolo niște sume dincolo de imaginația noastră. Că nici nu mai știm să socotim numărul de tiruri, de microbuze, de ajutor și dincoace. Ei, să-ți dau o chestie, uite, cubanezii sunt focalizați pe misiune și pe slujire. Una din întrebări când m-am dus acolo era dacă am putea să-i ajutăm să trimită misionare în altă parte. În și... Cuba să trimită în alte țări sau la ei? Nu. Odată vorbim de misiunea internă, dar acum de misiune externă am spus, da, pe noi Dumnezeu ne cheamă să facem misiune și în altă parte și sunt țări din astea, Columbia, drogați, treburi, unde vorbesc limba. Da, Guatemala, Salvador. Da, și să meargă acolo și am zis, cu ce să vă ajutăm? Păi ce simplu, nu avem bani să le facem documentele. Nu avem bani să le facem pașaport, zăcutare și trebuia vreo 200 de euro, parcă să-și facă toate actele să plece. Eu am predicat la ei că am nimerit la congresul lor, așa a hotărât Dumnezeu. Eu n-am știut că atunci au congres, am nimerit la congresul lor, m-au pus să predic. Eu am ținut o predică, după predica mea s-a ridicat președintele lor și a făcut un fel de chemare. Mai târziu am priceput eu ce știu. Fratele meu, când am văzut, nu vreau să greșesc, au venit vreo 20 ceva, 30 în față și mi-a explicat de pastorul nostru, că știi, că eu am zis, bă, ce fac, se pocăiesc păstorii, slujitorii, cine sunt ăștia, ce le-a zis ăsta? El a făcut chemare la oameni care vor să plece pe un teren de misiune în străinătate și au ieșit atâția în față. Unda, cumva, ei, creștinii de acolo, sunt organizați, de exemplu, cum suntem noi organizați în România cu un cult, da, slujitorii da. Se ordinează la fel ca la noi, forma lor de închinare sau de crezul lor. Nu de închinare, că după aia ne întoarcem. Crezul sau Biblia, de exemplu, că așa asta era una din întrebările mele. Au voie să aibă Biblie, că în vremea comunistă, de câte știu eu n-am trăit, poate ne spuneți dumneavoastră, în România era foarte greu să ai o Biblie. Și acum, și la ei s-a deschis și au primit Biblie, deci au Biblie. Chiar am vorbit cu cineva, o mare bucurie, zilele trecute mi-au spus că și ei au trimis prin ceva filiere, dar încă nu mi-a răspuns prin ce filiere, au trimis niște Biblii în Cuba. Deci în Cuba, vis-a-vis de închinare, nu se închină ca noi. Spuneți-ne. Nu se închină ca noi. Fratele meu, ce bucurie au ea în închinare. Deci ascultă-mă, n-au geamuri, deci vorbim... de clădirile care sunt mai mari, unele sunt clădiri dinainte de 50, când ei au mers bine, până să vină Revoluția Comunistă, da? No, alea care au rezistat, n-au sticlă în geam. Fratele meu, un curent de țăreau măselele pe acolo, ei n-au treabă nici cu curent. Băi, au o bucurie în închinare, ei n-au ce mânca, știi? Să vezi ce se bucură în Domnul, ce cântare. Păi, am fost, nu zic ăștia în extreme, nu, să așa, deci chiar te poți închina cu ei. Mi-a rămas în minte, eram la congres, sute de slujitori acolo și au început să cânte o cântare. Băi, au început-o binișor. S-a ridicat o soră de pe primul rând acolo, n-am știut, era cu conservele, știi, una din astea, cu dirijoare, știi, ți-am spus că e foarte multă educație acolo. Băbuța, mă, nu știu câți ani e, băbuța, i-am zis eu, fratele meu, când s-a dus băbuța în față și a început să dirigeze
toată clădirea aia cu slujitori, s-a schimbat și cântarea și tot. Adică nu, și asta am vrut să spun, discutând acolo cu ei, una alta, la un moment dat am zis, păi da, să cumpărăm și o vacă la slujitori, că are un pic de lapte. O zic că nu, nu. Ce se întâmplă? La ei poți avea vaca personală, probabil rămâi cu balega, știi cum rămâneam noi, că laptele îl dai nu știu unde cu tare, îngrășământ natural, că le-am explicat la unul cum era în România cu circuitul balegii în natură, știi? Și, dar n-ai voie să tai vaca. Dacă tai o vacă, poți risca peste 20 de ani de închisoare. Cum era mai de mult în... Și, păi și noi trebuie, acum nu știu dacă în România, te băgau la închisoare cu viței, dar noi mai mâncam prima Ramureș viței, că la noi tot îi mâncau ursul, era altă treabă. Ursul din Bordei. Da, da, da. Și își mai rupeau picioarele. Și ce mi-am dat seama, că, măi, domnul să mă ierte, la unii români, dacă ai zice că îi dai vaca, ai zice, da, 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 e nevoie, o primim, știi, și dacă ar vinde după aia la 3 zile, numai că noi avem figuri în cap. Ăștia încă n-au mintea stricată, sper să nu le-o stricăm noi. Da. O zis, nu, mă, nu vacă, de ce? Păi zice, ăsta trebuie să stea paza la vacă. Că dacă vine cineva și o fură, și ăsta intră în pușcărie, că e o fură vacă, păi zice, nu mai face lucrare, că ăsta trebuie să stea paza la vacă. Așa m-am bucurat că oamenii, dacă ai zis, nu, au spus, domne, nu ne încurca, dă-ne ce ne ajută, nu ne încurca. Nu, ca să spun că un kilogram de carne de vită poate fi jumătate de salariu pe o lună de zile, știi? Deci am și o chestie care pot să o spun aici, că o să-ți placă. Ziceam, auzit-o și eu, că eu eram cu glumele și pe acolo, ăștia se fereau de numai, o zic, taci, bă, tu știi cine sunt ăștia care ne traduc? A, ce treabă am avut eu să-mi ia boii de la căruță. Și după ce am discutat noi cu vacele și cu astea, mi-a zis unul, zis că într-un congres mare, mare adunare națională la ei, știi, un delegat acolo de-a comuniștilor, în timp ce ăla ținea speech-ul ăsta, piu, piu, păi, au venit imediat, securiște, tot l-au luat, l-au dus, că ce-i cu tine? O zic, domne, nu știu, nu pot să mă abțin. Zice, poate am o explicație, că am mâncat foarte mult pui, că numai la omul de rând pui, știi, vaca nu mănâncă, numai la care ăștia comuniști ascultându-l cu tare, zic, o pricepută ideea, știi, no, deci, asta am observat. Un alt lucru, eu chiar nu le știu acolo toate problemele. Dar am făcut atonărciscă pe deschis când am fost la baptiști, am zis, cum vă înțelegeți cu penticostalii? Frații, nu știu, cum adică cum ne înțelegeți cu penticostalii? Vrei să-ți fac legătura cu ei? Da, mi-a făcut legătura cu un superintendent pe acolo, peste vă 200 de biserici. M-am dus, zice, dar nu vin la întâlnire, discutați, zice, m-am dus, am discutat, că noi am vrut să ajutăm peste tot. Zice, cum vă înțelegeți cu baptiștii? Frații noștri, mama e baptistă, sora e baptistă, eu sunt președinte pe nu știu ce. Și nu, n-au tradiție ca noi. Deci ei chiar se țin de cuvânt, asta e partea bună. N-au tradiție, atunci nu se țin de că noi avem băncile galbine. Și părerea mea personală că unul din motive e atât de mult sunt interesați de salvarea sufletelor, că nu mai interesează. Da, că, trec peste formalități. Tu ești cu barbă, și acum noi avem. Dacă tu ești cu barbă, el e fără barbă, tu ai căștile roșii. Deci noi ne putem separat de la orice prostie în lumea asta și asta e una din explicațiile mele. Dacă noi chiar am fi focalizați pe salvarea celor pierduți, îmi spune, bă, frate, cu chitară, fără chitară, salvează-i, tu îi salvezi cu chitară, eu cu toporul, nu știu, ce contează? Da. Salvează-i, vestel cel pe Hristos. Acum ai deschis o paranteză, cred că nu o să răspund. Ne-a zis înainte misiune că răspunde ce vreți, dar eu vă întreb, îi o diferență, zic spaniolii, o breci, adică o prăpastie între penticostalii români din România și baptiștii din România. Adică există... Băi, în unele zone a fost, hai să nu ne ascundem. Există rasism, ar putea fi... Nu e cuvântul rasism, ăsta... dispreț, ar putea fi, sau lasă că i-ați pierdut, să nu te amesteci cu ei. Hai să încep altfel. Deci, eu, spre exemplu, n-am crescut într-o astfel de zonă. Eu am crescut într-o altă zonă unde am știut că suntem frați, am știut că sunt anumite diferențe, ne-am respectat unii pe alții și ne-am văzut de lucrarea lui Dumnezeu, că ne-am ținut de Scriptură. Au fost zone în România unde au fost diferențe mari. Nu știu cine le-a cultivat, cine le-a întreținut, dar eu aș începe altfel. Primul lucru în România unde trebuie să ne mai pocăim noi, toți evanghelicii, că noi
neoprotestanții avem un aer de superioritate față de ceilalți. Dacă vorbim de ortodoxi, catolici, noi pocăiții, știi, noi suntem cu raiul, noi suntem cu toate, mă tem că s-ar putea să fie interesant. Nu cu ăialalți, cu noi. Deci adevărul este că poți găsi în România, noi da, deci dacă vorbim de salvare, așa înțelegem noi Scriptura, că salvarea este numai prin Domnul Iisus Hristos, este prin credința în El, pocăință, noi credem în botezul celor credincioși, a celor născuți din nou și asta le vom spune mai departe tot timpul. Dar dacă vorbim de credincioșie, dacă vorbim de moralitate, ascultă-mă, sunt oameni care ne dau lecții. Hai să vă dau doar un exemplu. Am fost în perioada aia cu referendumul în România și am colaborat cultele împreună. Ascultă, ce am putut întâlni la unii dintre evanghelici vis-a-vis de indiferențe de toate și ce am putut întâlni în altă parte la unii, câtă dedicare și cheltuieli și bani. Deci odată noi ar trebui să fim așa un pic cu nasul mai jos, că odată dacă suntem salvați, suntem salvați prin harul lui Dumnezeu, dacă avem mintea deschisă, avem că ne-a deschis-o El. Și niciodată n-ar trebui să privim pe cineva de sus cu dispreț. Dacă nu-i putem respecta ca frați și nu credem că suntem frați, să-i respectăm ca oameni, creația lui Dumnezeu și prin credință să-i respectăm ca viitor frați. Deci aici odată ar trebui să ne pocăim și apoi da, au fost. Eu cred, e părerea mea personală că încă și astăzi mai sunt unele zone, depinde ce moș e pe acolo, știi? Ori într-o parte, ori în alta, care mai vede nu știu ce. Eu chiar am auzit un pastor penticostal de-a nostru zicea, băi, când eram eu, ce nu ridică baptiștii capul în fața mea. Dacă merge cu mentalitatea asta, astea e normal, implementăm mentalitatea asta oamenilor din biserică și apoi ce se întâmplă? Unii mai salutăm pe stradă. Știi cum e? A fost o vreme în care mulți n-au ieșit din satul lor și am crezut numai că noi, și noi românii în lume, noi am crezut că numai noi suntem pocăiți, știi? Până am văzut noi un pic în altă parte ce înseamnă pocăință și sacrificii. E adevărat că nu se tund ca noi, știi? Și nu neapărat se îmbracă ca noi. Dar când e vorba de credință și de autenticitate, unii ne dau lecții. Asta e foarte important. De asta ar trebui să ne smerim un pic și să învățăm toți de la Domnul Iisus Hristos și să ne numim frați. Pentru că, din perspectiva mea, Dumnezeu este un părinte care are copii de toate felurile. Și gras, și slab, și înalt, și negri, și galbeni. Numai noi nu ne vedem unul pe altul. Știi? Dar Domnul nu, dacă vrea să ne facă într-un șablon, din nou, eu cred că un lucru nu se poate negocia. Nașterea din nou. Dar odată ce o persoană este născută din nou, este copilul lui Dumnezeu și îmi place, nu-mi place, este fratele meu. Și aici aș putea să spun, tu nu ești pe gustul meu. Dar nu înseamnă că nu ești fratele meu. Nu ești pe gustul meu. Și ce dacă nu ești pe gustul meu? Tu să fii pe gustul lui Hristos. Știi că doar nu trebuie să stai în rai lângă mine, poți sta tu lângă Hristos și eu la un colț, dacă nu o să fie... Acum asta e realitatea. Da, dar în Cuba n-am văzut chestiile astea și am întrebat. Pentru că noi am ajutat în toate direcțiile. Noi nu ne-am dus pe o denominațiune, în primul rând, ci ne-am dus pe nevoi foarte concrete, foarte bine articulate și... Să vezi acolo cum vin oamenii și spun, Doamne, de atâta vreme ne rugăm și în viața noastră, unii nici nu cred că știu de România. S-au gândit ei că Dumnezeu le aduce răspunsul la rugăciune. Da. O întrebare, fiind o țară comunistă, granițele pentru ei, pentru cubanezi, sunt deschise, închise? Eu pentru turiști știu că sunt deschise. A, nu, nu poți pleca așa. Păi aia mă gândeam, nu, că ați spus că ei se pregătesc ca să meargă în misiune, da, în țările, bun, deci, știu, în Honduras, da, în, da, da, Nicaragua, cu tot procesul ăla obții, știi, a, mai poți, deci, pleca, da, 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 sigur că da, și probabil că e mare diferență, că vezi, bun, teoretic eu cred că un cubanez poate ieși din țară, are câteva mici probleme, unu, dacă vine în Spania să-i dea viză spaniolii, știi? Dacă merge în America să-i dea viză americanul. Asta e o mică problemă, că nu i-o dau așa alți. A doua mică problemă, tot dacă ăla nu are bani de acte să-și facă pașaportul, frate. De unde are el bani de... De avion, avion sau de ce? Și de totuși e o insulă, dacă nu vrea să dea la cum se numesc alea, la... Băi, să știi că foarte mulți au riscat în ultimul timp. Deci eu am rămas surprins, asta mi-a dat de gândit, că situația este chiar grea. Deci un slujitor pe care l-am cunoscut bine
a plecat din Cuba. Nu știu exact pe ce motive. Cineva mi-a spus când a fost a doua oară, zice, mă, nu știu dacă te-ai supărat un pic că a plecat. Da, nicio treabă. Ce vreau să spun, că n-au fost probleme de moralitate sau ceva, au fost alte, dar nu mă interesează. În fine, el a plecat, a folosit ultimul tren să plece într-o conjunctură, i-a rămas soția și copiii și vreau să spun că de câțiva ani era singur, au făcut copiii 18 ani și și-au riscat viața prin Mexic, pe nu știu unde, să ajungă la taică sau. Tu îți dai seama ce poate fi acolo. Ei de obicei pleacă în Florida, în Miami, pe acolo, pe la vecini. Păi pleci, depinde. Pe apă? Cum? Ăștia, nu știu, da. Nu știu cum a ajuns ăștia prin Mexic, pe nu știu ce. Noi aici, în Spania, avem o problemă. Fiind așa aproape de Africa, nu știu dacă nu greșesc, 13 km de apă, de multe ori vin cu roți de tractor. Deci o cameră de aia de tractor umflată și își riscă viața. Da, pe mult au riscat și dincolo. Bun, dincolo sunt mai mult, că dincolo e distanța mai mare în Florida. Nu vreau să greșesc dacă 80 de kilometri sau 80 de mile. Deci nu vreau, dar totuși e distanță mărișoară, pentru că dacă zbori din Miami până la Havana, știi care acolo, zbori o oră totuși, deci e un pic de distanță. Dar nu, s-au riscat foarte mulți, dar asta este situația acolo și atunci eu zic că merită ajutați, ar trebui să facem un... Da, chiar m-aș bucura. Deci rugămintea mea ar fi pentru cei care ne ascultă să nu se gândească dacă au surplus. Deci la chestia asta aș vrea să facem un efort. Până la urmă, teoretic, n-ar fi atât de mare problemă să trimitem un container. Pe de altă parte, eu am scris pe pagina mea de Facebook, trebuie să se întâmple o minune. Eu nu cred, că n-am stat acum să fac calculele, că o să-i las pe alții, că eu totuși mă ocup de Evanghelie, nu mă mai încerc să motivez și mă mai bag în niște lucruri care trebuie musai făcute, dar eu mă gândesc un minim 40.000 de euro ne trebuie. Pentru că avem experiența cu Ucraina, cât de puțin ai pune, adică dacă ai trimis un tir, era minim 30.000 de euro tirul. Și nu de mult am discutat cu cineva din Spania care spunea, am trimis tir în Ucraina, ne-a costat 30 ceva de mii de euro încărcătura. Și atunci dacă vorbim de vreo 7.000 de euro transportul, deci cam acolo. Acum poate fi o sumă foarte mare, poate fi o sumă mică. Eu cred într-un Dumnezeu al minunilor. Eu personal chiar n-am niciun interes. Deci, nu știu cum, știți că eu sunt deschis, adică pot și să tac. Chiar mă gândeam zilele astea, băi, asta mi-a mai trebuit și mie. Adică am atâtea pe cap, știi, mai aș vrea să termin o carte, mă mai duc dincolo, mai nu știu ce, mai am toate, mai am și ceva în România care iar m-a băgat Domnul într-o situație așa. Și am zis, băi, asta mi-a trebuit mie, container și Cuba, știi? Numai, eu nu vreau să fac nici pe spiritualul, nici așa, dar nu știu, ori sunt eu într-o situație mai aiurea, dar nu cred că sunt, știi? Deci, nu știu, fratele, mă așez în pat, știi? Acum, n-am acasă, cum să spun, n-am acasă lux sau ceva. Eu am obișnuit să spun că am ce mai mult decât... Dar nu mai spun chestia asta, cu nu știu ce își imaginează. Interpretează, da. Când spui că am mai mult decât am nevoie, da, își imaginează deja vila cu nu știu câte camere goale. Când am văzut alții, știi, ce iau pe acasă, știi, și tot se plâng și eu sunt în casă, noi suntem în casa socră, tot cu geamuri din alea, pe lângă subțirele de lemn, pe lângă mai suflă vântul, știi, mai duce perdeaua, ușa, o mai las deschisă cu, dacă suflă vântul, tot o zgâlție și nu știu ce, în fine. Dar e ok așa. Și mă da, mă așez în pat și stau și mă gândesc, oare câți colegi de-a mei slujitori în lumea asta n-au o saltea să doarmă pe ea? Nu o saltea bună, eu am o saltea bună, că având probleme cu spatele, am investit bani într-o saltea, nu m-a interesat altceva, da? Te așezi și mănânci la masă. Bă, oare alții mănâncă? Nu mai vorbim dacă mănâncă ce mâncăm noi, știi? Dacă mănâncă de trei ori pe zi. Plus după asta, numai faptul că avem libertatea, fratele meu. Avem libertatea, adică avem niște lucruri. Te poți duce oricând la închinare, ai o Biblie, asculți la un radio, nu știu unde. Deci lucruri la care probabil ei nici nu știu dacă unii îndrăznesc să viseze. Și eu sper, eu chiar sper că Dumnezeu va deschide uși. Nu trebuie să rămân eu pe rol, știi? Să deschide Dumnezeu, să găsim oameni care chiar să se ocupe. Că după ce vom deschide drumul ăsta un pic și îl vom ști,
Eu cred că putem să le trimitem saltele, bicicle, acolo orice poate merge. Orice. Bine, nu să trimitem șube și plapume. O întrebare. Nu există cenzură în ce privește ceea ce primesc. Din ce cauză? Noi, biserica noastră de aici din Quintanar, am trimis undeva în Guinea Ecuatorială. Un frate a lucrat acolo, au fost ceva hoteluri de lux, se făceau în zonă, el a lucrat acolo și nu-i prea lăsau să meargă, pentru că și acolo există două lumi. Da, lumea sigur, de pe malul mării și lumea reală. Lumea reală, el într-o zi, pe cont propriu și pe o semnătură, pe propria răspundere, a ieșit și s-a plimbat pe acolo, ei vorbesc spaniola și a găsit o biserică. Acolo biserica ce înseamnă? În Africa, cred că și mai sărați, biserica e un acoperiș și niște stâlpi. A, și din astea avem, știi? Da? Deci avem de toate, da. Ca și sub copac se adună. Da. Măi, dar uite, eu nu, acum ai menționat tu de Africa, noi ne bucurăm, românii ajută mult în Africa. Cât s-ar supăra acum toți ăștia care investesc în Africa? Vezi că și noi investim. Și voi investiți. Trebuie să recunoaștem un lucru. De câți ani de zile a ajutat Africa? E o modă. De ani de zile știu că tot în Africa. Uganda, nu numai România. Că poate vorbim de 20 de ani în România. Și românii totuși au făcut o lucrare faină în sensul că s-au dus, ne-am făcut noi campul nostru acolo, nu, n-am investit noi așa până copaci, știi? Și asta e partea foarte bună și am văzut că cei mai mulți români, cum facem și noi, acolo investesc în generația tânără, în copii, în speranța că în 20 de ani se schimbă nu știu ce. Dar eu știu cu americanii care investeau înainte, au spus, când au întrebat un băi, care e diferența? Deci în România nu ai pozele care le ai. Deci acolo dacă te duci, le arăți un film, 300 se predau lui Hristos sau câte, nu-i pro. Și așa nu au văzut niciun film în viața lor. Omul era deschis, știi? Deci dacă mă întrebe 20 unde să în copaci, eu știu pe unde sunt, adică au venit toată, au văzut film, au făcut ceva, dar, și durerea lui era, zice, ne-am dus acolo, am construit, 6 luni am plecat de acolo, când am venit tot a fost varză. Ei, nu asta e Cuba. Deci Cuba, cum am spus, de mentalitate. Deci Cuba, dacă ai pus un perete acolo, lângă peretele ăla, ăștia construiesc următorul perete, nu? Asta îți pune problema. Deci e... Din punctul ăsta de vedere, spun, foarte serios și foarte harnici. Asta este partea bună, știi? Și eu de asta zic că, dar la mine nu se exclud lucrările. Investim din coace sute de milioane, investim, hai să investim și din coace ceva. Deci asta este. Ceea ce vă spuneam cu Guinea Ecuatorială, noi am vrut să ajutăm acolo biserica. Fratele nostru a fost extrem de impresionat de ce a văzut acolo. Ne-a trimis niște video, bă, extraordinar, cum se închină. Modul lor e diferit. Da. Totul e pe cântat, pe dans, pe în fine, e diferită cultura lor. Nu și... dans, băi, dans. Se mișcă pe muzică, pe muzică, Iisus, da. Știu, mă iubește. Da, și ăsta. Bine, acum vă spun, cei dar mai... noi când spui dans, deja... imediat te gândești la ceva păcătos. Din ce cauză? Pentru că în versiunea Cornilescu e jocuri. Da. Lăudați pe Domnul cu jocuri. Ei cred că e șeptică, cei care nu știu și tot vorbesc despre spiritualitate din Coreea de Sud. Ei trebuie să știe că și în Coreea de Sud toți cântă așa. Da, dar e o chestie în sânge de lor, n-are vorba nicio de treabă. Cultură, n-are de a face cu sfințe. În fine, și i-a întrebat pe ea, măi, de ce aveți nevoie? Ei construiau biserica și a spus, bă, dacă ne puteți ajuta cu ceva, e ok, la perez, la ziduri, la cărămizi. Dar ce noi, ceea ce singur lucru de care avem nevoie e de tehnică din asta. Instrumente de muzică noi nu avem. Microfoane, sunet, nimic. Și ce, bă, ce nu vă trebuie vouă? Deci telefoane, un telefon din ăla, nu din ăsta cu ecran, nu știu de care. De la vechi, acolo e o comoară. Nu știu, în Cuba e aceeași problemă cu tehnologia lor. Deci... Noi am dus... acum. Știi cum e? Necazul este că toate lucrurile astea le ascultă și cine n-am vrea noi și de asta nu pot să spui chiar multe, dar... Nu mai ziceți cum le-ați dus. Nu, că nu zic cum le-am dus, mă, ce-am dus. Nu, știi, de exemplu, în Guinea Ecuatorială, ca să ducem, ni s-au spus clar, acolo e multă corupție. Dacă sunt lucruri care au nevoie, n-ajung pe teren. Automat, ți le confiscăm vamă pe orice. Și atunci noi am profitat de un container din ăsta cu scule care ducea o firmă ce îl muncea acolo. Și fratele zice, bă, zice, nu-mi dați și mie acolo un pic din containerul ăsta, eu vă plătesc, un frate din biserică, din păcate, anul trecut a trecut la Dumnezeu într-un accident, era de vârsta mea,
într-un accident de mașină, zice, nu-mi dați... Cum din păcate, dacă s-o dus la Domnul? Bine, din păcate pentru noi, noi care da, am rămas. Noi vorbim din punctul nostru de vedere. Dacă aș vorbi din punctul cerului, e fericire. Știi că el se uită, dacă se uită la noi, zice, nu mă plângeți pe mine. Da, plângeți-vă pe voi, care ați rămas pe acolo, că m-a dus la bine. Și nu te lasă să duci orice, asta e ideea. Și atunci, noi am profitat de treaba asta. Ducând un vagon de scule, ei au contractele firme și atunci pe ăștia nu-i verifică. Și noi am băgat acolo, ne-au dat un metru cub sau cum se zice, și am băgat ce am putut noi de la chitări, orgă. Bun, noi acum, hai că vă mai zic o chestie. În câtva timp o să am o întâlnire și cu ambasada Cubei la București. Pentru că eu le-am scris lor și de bine și de rău. Știi, când am auzit că nu au fost problemele alea, le-am scris o scrisorică și am spus ce se întâmplă cu frații noștri în Cuba. Și nu știu ce. Și m-au chemat să... Și am spus, uite, vrem să ajutăm în Cuba, cu ce ne puteți asista? Sunt curios în ce direcție o să meargă discuția. Chiar sper în sufletul meu, sper să nu ne audă, sper în sufletul meu să nu zic că, domnul Iuga, în Cuba avem de toate, totul e bine, știi, să le spun, domnule, am fost eu acolo, nu vorbim de poze și da. Dar noi deocamdată nu vrem scurtături, de ce? Pentru că am vrea să deschidem un drum pentru cale lungă. Și atunci, de asta, i-am rugat pe frații de acolo să aibă un om și am găsit omul, te duci, discuți cu vama, discuți cu tot și noi, înainte de a încărca containerul, înainte de a cumpăra orice, noi o să convenim cu ei o listă. Vă trimitem 2000 de conserve de carne de vită, 2000 de conserve de carne de pește, 3000 de kilograme de orez sau ceva. Chiar m-am gândit, deci nu vă puteți imagina, vezi, o chestie, pentru că am fost acolo, am zis, măi, ar fi mai ieftin să le punem în saci orezul și ăsta. Cu ce îl împart? Tu crezi că ia o punguță de hârtie în ce să împartă? Tu nu, că ești tânăr, tu n-ai trăit lucrurile astea. Noi trebuie să le trimitem tot în momentul când îți dați ies de jumătate. Deci lucrurile care pentru noi sunt normale, deci, acolo e lux. Nu-ți poți imagina dacă nu găsești o pastă de dinți, nu găsești o pere de dinți, nu. De ce să vorbim? Nu găseai nici pe valută să cumperi, știi, da? Și eu am crezut că s-au îmbunătățit lucrurile și, din nefericire, nu. Perioada asta, cum, oricum a influențat toată lumea și atunci pe ei a nenorocit și mai tare. Și asta, deci noi vom merge cu lista, cădem de acord pe listă, le trimitem lor lista, ei să meargă la vamă, să spună, domne, asta e lista, ce putem primi de pe asta sau nu. Bun, tot, ne ștampilați aici că tot, da? Că eu știu și din România, că eu, după Revoluție, în fine, m-am dus până la Budapesta să aduc ceva și când am ieșit, mi-a dat domnul mintea, știi, și m-am dus la vamă direct. Domnul, mă duc acolo, trebuie să aduc niște lucruri. Pleca un american și o zis să... Eu nu-mi trebuia, nu știu ce mi-a trebuit. Mi-e un frigider, auzi, că decât să le dau la nu știu cine, să le dau ție. Eu cred că mi-a luat un frigider, era un prieten de-a meu, dar pentru o casă de copii. Vă trebuie mașină, vă trebuie cutare, ne trebuie. Bun, m-am dus cu un microbus sau ce să le aduc. Și la ieșire din țară am întrebat la vamă tot ce trebuie. Bun, mi-a spus tot ce trebuie. M-am dus acolo, am încărcat, am găsit pe cineva, m-am dus la primărie în Ungare, mi-a pus tot. Când am venit din coace, știi, corupția din România. La vamă că n-aia. La care m-am uitat la el și am spus, domnul, fără supărare, de dimineață de la ora 6 până acum s-au schimbat legile în România? Păi de ce mă întrebați? Că dimineață eu când am ieșit m-am dus la colegul tău. Și am zis, și mi-a dat toată listuța asta care o am acum. Când au văzut, că nu a bine, duceți-vă, știi? Da, nu, deci omul încercat. Da, omul încercat, nu, deci noi acum, noi știm, am trecut prin școala asta, de asta te duci acolo, spun astea ne trebuie, când ai venit cu asta. Acum, ce va trebui? Eu chiar m-am gândit, noi va trebui să susținem și în rugăciune lucrarea asta. Eu am experiențe internaționale unde nu m-am mila lui Dumnezeu, te ajută, iară nu vreau să dau detalii, că asta este. Și noi va trebui să susținem și eu cred că Dumnezeu, fiind vorba de lucrarea lui, Dumnezeu va deschide ușa. Nu, hai să o spun deschis, eu nu cred că există cineva, hai să nu fim, dar eu zic că cei mai mulți suntem realiști. Oameni buni, noi nu vom schimba sistemul dintr-o țară. Nici nu e menirea noastră. Menirea noastră e să mergem cu Evanghelia. Să schimbăm oameni. Noi trebuie în sistemul ăla să vedem cum îi ajutăm pe cei mai necăjiți. Și atunci, până se va schimba sistemul, noi trebuie să vedem în sistemul respectiv cum putem să facem o lucrare în lumină și chiar să fim o lumină și pentru ei. Partea cealaltă fiind
foarte realist. Întrebarea, dacă m-ar întreba unul, și bun, dacă ai fi acolo și ar veni un vameș, că îi trebuie și lui două pungi de orez sau ceva, îi le dai, dar normal că îi le dau, mă, că și ăla e tot cubanez, tot necăjit. Asta n-am priceput noi. Eu am fost foarte strict, vă spun, din greșelile mele. La început, când se primeau niște ajutoare, știi? Atâta eram de strict, că noi căutam tot pe necăjiții, necăjiților, 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 știi? Și nu-i dădeai la unul din gătine, dar toți era... Ei străini n-aveau treabă, ei când trimiteau în România, ei știau că toți suntem necăjiți, n-avea nicio treabă că ți-ai ieșit o pungă de orez, că doar ce faci, o mănânci, nu te duci... Deci de asta spun că nu... Având în vedere că sunteți totuși o asociație creștină, aș vrea să mă cumpăr... Nu, nu suntem creștini. A, dar cum? Pentru că n-am vrut să băgăm nimic creștin acolo. A, ok, deci... Noi, în mod intenționat, noi avem principii creștine, în mod intenționat am vrut, când intervenim, să nu ne ștampileze cineva, pocăiți, cu tare. Nu, da, nu, aici nu, era nu, prima domn... întrebare. Cum reacționează ei când știu că vin cei pe care ei, de fapt, nu-i acceptă? Creștinii să... Deci sunteți ca și o asociație... Noi suntem non-profit, de ajutorare. Treabă, da, noi acolo nu avem... Biblia, în fapt, noi avem principiile. Deci, și acum o chestie, dacă vreți, de exemplu, să duceți material, literatură, material din ăsta, zic, literatură creștină, îl puteți băga în afară sau există tipografii? Noi am ajutat, apropo, o altă chestie care am făcut-o acolo, i-am ajutat să-și cumpere tipografie. Asta vreau să întreb. Dar nu, n-ai vrea să știi cât o costat. Acum, nici eu n-aș vrea să știu toate detaliile de acolo. Deci, mai oameni buni, unele prețuri nu mi le pot explica nicicum. Părerea mea personală, dar din nou, că ei au prins o conjunctură undeva. Știi că și în România s-o desfințat ăia, s-o desfințat. Da, și cumpăr la prețuri de... Da, și atunci eu, știi cum, acum Biblia auzi că nici la mâncare să nu întrebi, știi, tot. La... Eu n-am pus întrebări, eu numai știu unde au fost întrebările mele. Voi sunteți siguri că atâta costă? Eu zic că da. E o conjunctură, ține bani și ia și cumpără. Dar nu, în primul container nu punem decât alimente. Nu, nu știu dacă să punem și niște... O mare chestie când m-am dus atunci la ei, prima dată. Vezi ce înseamnă lucrurile la noi și la ei, știi, când le-am uitat noi. Văd că aș putea să duc și câteva pixuri de scris, dar nu scumpe, numai să scrie, știi? Da? Și eu am comandat atunci 4.000 de pixuri. Și am scris și pe ele ceva frumos în cubaneză și îmi trimite mesajul că vezi că ai voie să introduci în țară 30 de pixuri. Și pixurile sunt interzise la vamă sau ce? Care e? Până la urmă, ei nici... Acum mai este o problemă. Ei cu importul au probleme mari. Din cauza că cu America au rupt orice legătură. Singurele importuri erau Rusia și Venezuela. Venezuela acum nu mai e ce importa de la ei, că săracii numai sărăcie dacă poți importa. Deci noi am căutat, dar v-am spus acum, mai spunem și nu mai spunem, noi am căutat și atunci variante, că am zis, hai să mergem la cineva aproape de ei, luăm de acolo. Nu, n-a funcționat. E și în jur, e sărăcie, e cum e. Deci trebuie să găsești... totuși e o insulă, n-ai... Da, și trebuie să găsești undeva, încă n-am găsit, dar trebuie să găsești o organizație foarte serioasă ca să fii sigur, știi că... Na, sunt mai multe lucruri, e... Real, avem o oră, nu știu dacă ți-ai dat seama, de când... Dar eu mi-am dat ochelare jos, nu mai, dar... Bun, eu nu știu dacă mai vreți să adăugați ceva despre Cuba, dacă nu vă întreb eu ceva întreabă, care nu are nicio treabă cu ce vorbim noi despre Cuba, despre astea. Eu tot o întorc unde și apoi, vreau eu. Și apoi, cu siguranță, ne vom apropia de încheiere. Una e personală, că am eu întrebările mele, și una e care am întâlnit și eu de-a lungul anilor, nu mulți, și probabil ați întâlnit-o și dumneavoastră. Și în toate aceste teme de familie care le dați, ce părere aveți sau ce spuneți dumneavoastră dacă se cunosc doi tineri și ar vrea să căsătorească și unul de o, nu știu ce recomandați, de exemplu, chiar vorbeam înainte pe la mijlocul emisiunii despre baptiști, penticostal, creștini după Evanghelie, e o problemă să se căsătorească dacă sunt de diferite religii sau îi mai recomandat să fie cam în zona lui fiecare. Ce spune? Dacă sunt de diferite religii, e clar că nu. Noi vorbim de creștini. Da, bun, atunci. Între noi, hai să rămânem la noi, la evanghelici. Răspunsul meu de vreo 20 ceva de ani. Hai să luăm baptiști penticostali ca să nu îi supărăm pe frații creștini după Evanghelie. Depinde ce baptist e și ce penticostal e. Deci dacă găsești doi tineri născuți din nou care sunt legați de Hristos,
au crescut într-o familie care au pus accentul pe valorile biblice. Chiar dacă au avut ei niște, dar alea au fost, cum să spun, chestia adiacente, secundare. Dacă ai crescut într-o biserică unde au fost valori biblice, n-ai nicio problemă. Dacă găsești unul care e baptist din ăla, că el nu vede, adică pentru el baptismul e mai mult decât naștere din nou, și găsești un penticostal care pentru el numele de penticostal sau două cântări care le cântă e mai mult de nu știu ce, acolo pot fi probleme. Dar mie mi se pare, eu nu știu de ce pui întrebare, că eu cred că asta tinerii le-au rezolvat de mult, numai noi da, pe aici. Da, da. Ca și nu, păstor, dar... n-ați întâlnit ca și păstor să vă întrebe chiar din biserică? Sau nu știu, s-a întâmplat la voi din biserică, da, zic bun, o fată, zic că am găsit un băiat, ce părere aveți, ce ziceți? Da, da, eu discut băiatul, discut caracterul, nu discut confesiunea lui. Acum, din nou... Acum trebuie să recunoaștem că există un pic există de vie, există probleme, familie. Eu am auzit de un caz unde s-au căsătorit... Ar putea să întrebe părinții, bă, unde da. Acolo ai mers? Eu am auzit de un caz unde s-au căsătorit și un păstor dintr-una dintre biserici, așa a fost un penticostal cu o baptistă sau un invers, nu mai știu exact care, cum era fata sau băiatul. Și unul dintre păstori, dacă te duci acolo, la noi în biserică nu faci cu aia... No, înțelegeți ideea. Înseamnă că trebuie să plece. Și ori au plecat. Da. Deci eu personal aici le spun mereu tinerilor, ei să caute călăuzirea lui Dumnezeu, să fie în voia lui Dumnezeu, tu te căsătorești cu persoana, nu te căsătorești cu cultul sau cu nu știu cine, dar, repet, e foarte important. Unu, în ce familie ai crescut? Doi, și sigur, atitudinea ta față de ce a promovat familia, în ce biserică ai crescut, dacă e o biserică din asta, numai noi vedem raiul și nimeni altcineva, da? Și atunci, dacă tu crezi, și, de exemplu, dacă eu aș fi crescut într-o biserică, nu, în care nu mi-ar fi sus, numai noi, păi cum să le iau pe alalt? Atunci îl consider că le iau de nu știu unde, știi? Și sigur, contează caracterul. Dar eu cred că înainte de căsătorie, dacă se pune, și eu cred că sunt atâtea căsătorii deja de felul acesta, anumite aspecte trebuie discutate. Cum discutăm alte aspecte? Să spunem, băi, tu vii din lumea baptistă, da? Ce e la voi nenegociabil? Ce e foarte important pentru tine? Și ăsta spune, băi, hai să dau un exemplu. Eu aș vrea, când ne căsătorim, când ne rugăm, să ne rugăm pe rând, că eu vreau să aud ce se roagă nevasta și vreau să aud ce se roagă copiii mei, da? Nu mă pot ruga numai așa, că mă interesează. Cum ne rugăm la biserică, rugați-vă fiecare cum vreți, da? Acasă, măcar o dată în zi, da? Dacă ăla spune, domnul, eu am o problemă, cum adică să ne rugăm? Păi învățăm, știi, am dat cel mai banal lucru care... Sau putem spune, da, ne rugăm de 3 ori pe zi, nu? O dată ne rugăm pe rând, o dată ne rugăm în grupuri și o dată ne rugăm toți odată, știi, depinde când... Dar lucrurile astea trebuie discutate, adică să nu te trezești după. De ce? Că astea pot fi amănunte care să dea ocazia diavolului și atunci, știi, să-ți îngreunezi un pic situația, dar... V-am spus, Biblia vorbește de persoane născute din bun, nou. A doua ușoară, deja s-a anticipat puțin. Da, hai să spun ceva, că noi nu m-am întrebat baptiști și penticostali sau creștini pe Evanghelie. Acum n-am vrut să mă duc mai departe, de exemplu, dacă ar fi... Nu, vină mai aproape. Dar bisericile baptiste sunt diferite. Bisericile penticostale sunt diferite. Hai să nu ne legăm la da, deci, da. Domne, poți din biserică penticostală, găsești unii din ăștia care super sfinți, care pe el alții bagă în iad, știi, din satul vecin și atunci te întreb acolo cum faci, știi? Ca să nu mai vorbim de căsătoria cu spanioli, știi, și cu mexicani și cu... Da. Astea ar trebui acum să la modă, știi, cât de colorat să fie. Cum va trebui să vă pregătiți, probabil, în diaspora, cum mergeți foarte mult, să aveți teme, probabil, între români, de exemplu, spanioli, sau în Italia mergeți mult între un băiat român, o fată spaniolă. Da, o botezăm acum, că nu e așa de lungă. Întrebarea, când vorbești de copii al lui Dumnezeu, ce poți să faci de vină? Da, aici se îngloba o a doua întrebare. Pentru că nu înțelege, adică pentru că vede lucrurile diferit, deși avem tot aceeași Biblie, probabil datorită culturii și tot, întrebarea mea era, de ce noi, de cele mai multe ori, în general și românii avem problema asta, ne-am însușit mântuirea pentru noi și cam nu pentru toți, numai pentru ăștia. Da, noi cu sarmalele. Da. Întrebare, Dumnezeu, nu știu dacă puteți să-mi răspunde sau dacă e chiar cea mai corectă întrebare, Dumnezeu va judeca sau îi va analiza pe oameni în funcție de țara unde au locuit, de cultură, de timpul, pentru că
dacă mergem în România, și chiar de penticostal vorbim, da, într-un fel, românii penticostali în România sunt într-un fel, dacă venim în Spania deja aceiași penticostali sunt altfel, dacă mergem în Cuba cu siguranță sunt altfel și dacă mergem în Africa sunt altfel. Nu, depinde încă o dată pe ce pui accentul mai mult, pe chestii culturale, pe chestii tradiționale sau pe scriptură, că până la urmă scriptura e aceeași. Poți avea mici interpretări, dar nu poți să interpretezi diferit scriptura când e vorba de mântuire, când e vorba de seriozitate. Dom'le, da, al vostru să fie, da, scrie în orice limba pământului, da? Tu trebuie să ai caracter, trebuie să se vadă roada Duhului Sfânt în viața ta. Putem să discutăm despre daruri, poate, diferit, da? Dar nu putem să nu discutăm despre roada Duhului, adică spun, băi, până ai tu darurile tale, arată-mi caracterul cristic în viața ta, tu nu poți să vii să mă minți pe mine, mă țepuiești pe mine, mă înjuri pe mine, dai cu mine de toți pereții și tu spui că ești plin de Duhul Sfânt. Spun, băi, dar după care Scriptura? Adică hai să vorbim, nu contează că e baptist, că e penticostal, că ce-o fi, nu poți tu să strigi, să trântești tu și astea se văd în fiecare cultură. Și atunci, din nou, dacă sunt lucruri ce țin, că aici eu spun, bă, dacă sunt doi copii născuți din nou, ce vine să le bag eu? Ei, dacă ei român ca și spaniolul, da? Poate că ar fi o diferență dacă ar fi nu știu ce spaniol și român ca venit acum de la Cucuiețe din deal. Dar tu s-ar putea să spui, frate, de eu vorbesc de român ca care de 20 de ani în Spania, adică s-a născut în Spania. Eu, nu știu, acum copiii voștri sunt mici. Unii care sunt mai... chiar mici. Băi, poate și pentru noi sunt răspunsurile astea. Bun, atunci trebuie să vă intre în cap următorul lucru. Copiii voștri, când o să-i întrebe cineva, știu ce o să spună. Noi suntem spanioli, părinții noștri sunt români. Tu faci alergie la chestia asta. Asta e adevărul. Deja o spun. Da, dar asta copilul tău s-au născut aici. Copilul tău n-are nicio treabă cu Lugoșul, cu ghimpații din deal. L-au văzut niște poze acolo, au mâncat două sarmale, poate nici nu-i plac sarmalele și mănâncă mortăciuni din astea care bunica să n-audă râmele, știi? Da, mie îmi plac. Și atunci tu nu poți veni cu chestia să zici, maică, dar ce diferențe de cultură, că fiică ta sau băiatul spune, tată, diferențe de cultură față de tine, nu față de mine. Eu sunt aici, am crescut în țara asta, asta e țara mea. Și atunci noi unii, să nu le legăm astea de Hristos. Din nou, sau dacă vorbești, că am avut cazuri din astea, domnul el e indian. Păi ce pot să spun la indian? Dacă e născut din nou, e om credincios, e slujitor, poate să-i spun la o fată, bă, îți place mirosul? Că ăștia mănâncă foarte multe condimente. O scădă, și eu mănânc, deci mirosim la fel. Bun, am scos-o pe asta, da? După asta zic culoarea, zice, de eu cât vreau să mă bronzez să ajung că el. Am rezolvat și culoarea asta, da? Și atunci tot zic, bă, dar diferența de cultură între... O scădă, frate, diferența de cultură. Eu am ajuns de 3 ani la Londra și el e de 20 de ani la Londra. Și diferență de cultură. Adică, din nou, vorbim de lume educată. Noi nu mai vorbim de țăranul care a fost numai acolo. Așa că astea trebuie să ne obișnuim și să ne pregătim pentru cer de acum, știi, când cer om fi toți la grămadă, nu om fi pe culori și pe care au mâncat orez sau nu. Știu că nu-ți place și nu le place nici alții. Eu, ca slujitor, pot să bag bețe în roate, dar hai să întreb eu altceva. Totuși, dacă ar fi vorba de fiica ta, între un chinez pocăit, serios, om al lui Dumnezeu, și un român prăpădit, tot pe prăpăditul vrei? Adică până la urmă nu o plâns copiii noștri și alții cu pocăiți de-a noștri, din ăștia vopsiți așa care au crescut în biserică și așa, de asta avem divorțuri și toate prostiile, că noi ținem să fie din satul nostru, din neamul locutare, știi? Care n-are nicio treabă cu Hristos, numai că l-am băgat în apă și nu l-am ținut destul. Și atunci, întrebarea mea, noi suntem, dacă vorbim ca părinți, nu, și eu sunt părinte, noi suntem Dumnezeu copiilor noștri sau suntem părinți? Că și dacă am fi Dumnezeu, ar trebui să le dăm libertatea. Da, îi putem sfătui. Eu sunt ăla care bagă foarte multe bețe în roate. De ce? Dacă le depășește, felicitări. Dacă nu le depășește, mai bine să le încurc acum. Dar nici nu pot să bag bețe în roate cu minciuni și chestii. Eu stau... Zine ceva de bețele alea care le bagi. Nu mă, lasă, acum e treaba mea. Fii atent, îți dau un exemplu. Poate ne ajut. Într-o biserică, au vrut ei să spună cum e ținută în biserică, da? Și scria regula și versetul din Biblie. Și ajunge să n-ai cămașa scoasă din pantaloni, știi? Versetul, mijlocul să vă fie încins și pe căile aprinse. Și și-o îl întrebă, dar cine? Și că eu am făcut-o. Și de ce ai pus?
Ce legătură are? Că nicio legătură, dar trebuia să pun un verset. Ei, chestia asta nu le suport. Deci noi nu trebuie să punem numai de dragul de a pune. Deci dacă avem lucruri serioase din Scriptură, de astea ne ținem. Și dacă sunt lucruri care țin de altceva, lasă-l, Doamne, pe fiecare să hotărască, nu? Păi acum te întreb eu, Moise nu s-a însurat cu Sefora? Dar ai văzut că a mâncat o limba pe măriuță, sora lui, după câți ani de zile? Că nu a întrebat-o pe ea, că nu a fost el acolo, nu i-a trimis poze, știi, și-a vorbit de... Și apoi o albit-o, Domnul, pe ea, dacă ne-a plăcut culoarea la alta, da? Vorbești de ea cu o moabită. Măi, sunt lucruri... Hai, chiar dacă ar fi regula, chiar și atunci regula era într-un fel. Și atunci Dumnezeu a avut excepții, dar nu excepții la caracter. Vorbim de Estera, da? Care a devenit soția uneia. Nu vorbim de, Doamne, planul lui Dumnezeu și acolo trebuie să fie. Deci nașterea de nou nu este negociabilă. Celelalte mai negociabile. Și încă o dată, nu vă tot gândiți la nuntă cu sarmale. Las că poate fi și cu din alea. Cu hamol și... Da, cu... Bun, zi, că ai mai avea una gata, pe inimă. Gata, nu mai, gata, nu mai, e deja aici un sper. Marcel, mai vrei să-mi dai? Iar nu i-a plăcut și de ba, ce? Bă, nu, că are fată, are fată, câți are? Bani. 17. 17 ani face. Da, da, mai, că, și când crezi că se mărită? La anul. Au răspuns viitor, când a voi domnul, știi? Da, da, când a voi domnul. Și sau ea. Sau ea, și ea și domnul, da. Ea și domnul, da. Tu adună bani și apoi vedem noi șofile. Bun, frate Viorel, vă mulțumim mult că știm că ați venit după un drum lung și zbor și toate okay, astea. Da, v-am adus direct la aeroport și v-am pus aici în față la microfon. M-am înviorat cu voi. Asta e bine, mă gândeam să n-adormiți la emisiune, știi? Să fiți primul invitat nu, care adorme în timpul emisiunii. O adormit aia la care ne-a ascultat. No, ei își fac treaba acolo în spate. Da, vă mulțumim mult pentru că ați acceptat să veniți din nou în cadrul emisiunii noastre și aveți ușa oricând deschisă. Bine, nu mai închidem când plecăm, dar... Nu, a fost închisă până am venit eu. Dar, oameni buni, fii atent, două lucruri să facem. Unu, hai să le spunem la cei care ne-au ascultat sau care să ne vadă. Chiar m-aș bucura acum să facem un efort pentru Cuba. Noi vom lua decizia cea mai înțeleaptă, că îl trimitem din România, că îl trimitem din Spania. Pentru mine este egal, avem ambele variante să le trimitem și ele vor ajunge acolo. Deci aș vrea să ne rugăm și aș vrea să participăm. Întrebarea mea e la voi. Voi n-aveți nicio variantă să primiți niște bani dacă trimite cineva. Eu o să vă las toate datele asociației, cont, nu știu ce, așa, la voi. O să le puneți voi acolo. Cu precizare, deci lumea să știe, nici un... eurocent din ce se dă pentru Cuba nu se folosește la altceva. Deci totul se duce acolo. Noi la misiune punem bani, nu luăm bani. Da, și ceea ce ați precizat mai devreme, toate lucrurile care merg acolo trebuie să fie bine... Da, deci acum nu putem, că vii tu cu sticla exact, de ulei aici de acapă, chestia. Nu. Există un număr de... având în vedere că e o țară strictă în ce privește importul. Nu, a fost coleg în România care m-a sunat și a spus, domnule, îți dau eu 2000 de kilograme, eu nu știu ce, și am spus, măi, e foarte tentant, nu mă risc pentru kilogramele tale, mie îmi trebuie certificat de export, îmi trebuie de avizul medicului și atunci la mine cel mai simplu este că în Spania, exact, te duci de la un magazin din ăla, luate în același loc, umplut containerul, ai primit toate ștampilele de care ai nevoie și s-a dus mai departe. Și eu cred că cel mai ușor pentru oricine, cine vrea să participe, acum nu zicem 1000 de euro sau 10 euro, dacă vrei să pui 10 euro, 20, deci fiecare, 30, fiecare euro contează. Da. Acum, eu le-aș da și un sfat practic la unii care se gândesc. Gândește-te ce vrei să dăruiești unei familii, nu? Într-o plasă, ce dăruiești unei familii? Habar n-am ce ar însemna asta în Spania, cât să fie? Să fie 20 de euro, 30 de euro? Acum 50 la cum sunt prețurile. Nu știu, că voi locuiți aici, dar eu aș vrea să facem efortul ăsta. Cred că dincolo de lucrurile în sine, o să fie o mare încurajare pentru ei că totuși se gândește cineva din nou la ei. Eu vă spun, eu n-am fost cu America, n-am fost asta, dar am primit pe timpul lui Ceaușescu, n-am știut că există o pătură lungă din aia petecită. Eu cum tot îmi ies picioarele și mi-era, fratele meu, în viața mea, nici n-am știut că există pături lungi, știi? Și nu cred că tot să-mi țină Dumnezeu mintea, nu o să uit gestul în sine, domne, cineva mi-a dat o pătră, nu știu cât a costat în America, $5, $10, dar mie mi-a marcat viața că uite pot și eu să-mi bag pătura sub picioare să nu mai... Nu. Poate o să vadă și unii o conservă care nu au văzut-o în viața lor. Și... Oricum, poate data viitoare când veniți ne aduce și un filmuleț așa frumos din...
de la containerul, cum se descarcă acolo, cum se împarte. O să ne trimite ei, da, sigur. Nu, de ce nu? Poate veniți dumneavoastră aici. Deja aveți invitația făcută, rămâne numai să o acceptați pentru data viitoare. Da. Eu pot să aș o săptămână la voi, da. Și am vrut neapărat înainte de să facem o rugăciune pentru frații din Cuba. Și ne rugăm așa, acum știi, pentru ăsta, dacă o să ai un ginere baptist, știi, și o să vrea pe rând, acum faci tu o rugă. Nu mă pui să mă rog, te rog, că noi te acompaniem cu amin, noi spunem amin și aleluia. Toți trei ne rugăm, eu zic amin la rugăciunea ta, dar scurt, nu facem stăruință. Da, tu trei cuvinte pentru cei din Cuba, roagă de pentru fete, pentru băieți, pentru slujitori, pentru necășiți, pentru vamiși, tu și eu. Deja mi-a zis și cuvintele, am rezolvat. Ne rugăm. Doamne Dumnezeule, te rog din toată inima, lucrarea aceasta care se face în Cuba, să o ai în vedere, Doamne, te rog să o însoțești, te rog să dai izbândă, Doamne, te rog să fii cu ei acolo. Amin. Noi nu înțelegem situația de acolo, dar Tu ești acolo, Doamne, și te rog, fă-ți planul Tău acolo. Îți mulțumim că ești cu noi. Amin. Amin. Doamne Dumnezeule, îmi îndrept și eu glasul spre Tine după masa aceasta și te rog în mod special, Doamne, Tu care cunoști toate lucrurile, aș vrea ca în această, după masă, să iei aminte și să te implici, în primul rând, la inimile noastre. Amin, te rog, Doamne. Pentru că avem nevoie de oameni cu inima deschisă care să vrea să facă această lucrare, Doamne, pentru că așa cum noi odinioară, noi români, am fost ajutați de alții, să putem și noi la rândul nostru să întoarcem, Doamne Zăle, aceste lucruri înspre cei care au nevoie. Amin, te rog. Mă rog și să-i binecuvintez din punct de vedere spiritual. Amin. Au nevoie, Doamne, ca țara aceasta, Cuba, chiar dacă noi am văzut-o doar pe hartă, Tu să te implici acolo și te să rog, ridici, Doamne, oameni, Doamne Zăle, lideri adevărați care să poată să schimbe în primul rând mentalitatea acestei națiuni, te rog, ca într-o zi, Doamne, împreună să putem moșteni cerul Tău. Îți mulțumim pentru tot și pentru toate. Amin. Doamne, încă o dată mărturisim că vremurile bune pe care le trăim sunt rezultatul îndurării Tale și nu avem niciun merit. Te rog și pe mine și pe frații mei și pe cei care ne ascultă, ajută-ne să prețuim tot ce avem, tot ce suntem. Îți mulțumim pentru copiii Tăi răspândiți în lume și îți mulțumesc și pentru frații surorile noastre din Cuba. Îți mulțumesc pentru seriozitatea lor, pentru hărnicia lor. Îți mulțumesc pentru minunile care le faci din punct de vedere spiritual. Și acum te rog împreună cu frații, fă și minunea aceasta și ajută-ne să le trimitem containerul cu alimente. Amin. Să fie pentru ei încă un motiv de încurajare, să vadă că ești un Dumnezeu la lucru, că îți pasă de ei. Binecuvântă-i pe toți cei care vor dărui, binecuvântă-i pe cei care se ocupă de transport, pe cei care vor primi vameșe de acolo, toți cei care vor fi implicați. Și lucrarea aceasta, dincolo de a hrăni niște oameni, de a încuraja, fă să aducă slavă și glorie numelui Tău. Îți mulțumim că Tu ești bun. Amin. Amin. Bun, dragi prieteni, am ajuns la finalul acestui podcast, un pic mai mult ca de obicei. De obicei ne încadrăm așa cam la oră, dar nu e nicio problemă. Nu suntem robii timpului și încercăm să facem timpul robul nostru, așa că astăzi ne-am dus puțin mai mult de oră. Rămânem cu aceeași dorință. Cei care vreți și aveți inima deschisă și Dumnezeu vă călăuzește să faceți un lucru bun, sau cei care nu știți în ce direcție și aveți posibilitatea să faceți un lucru bun, vrem să vă dăm o direcție clară. De ce nu? Dumnezeu să vă dea și o viziune în ce privește lucrarea aceasta și să ajutați cu ceea ce puteți. Undeva în descrierea videoului, acolo de desubt, o să aveți toate datele de care aveți nevoie pentru numărul de cont și așa mai departe. Puteți să luați, care sunteți de aici din zona Madridului, puteți lua direct legătura cu noi și vă punem noi în contact cu fratele Viorel sau cu cine se ocupă, nu-i nicio problemă. Așa că terminăm emisiunea aceasta ca de obicei, spunându-vă că până data viitoare nu lăsați problemele să vă dubare, rămâneți în picioare. Stați că nu terminăm. Stai că n-am terminat, fii atent. Eu am mai avut o chestie și acum mi-am adus o aminte. Ne-ai zis că ai pe 8 zile minim. Băi, stai să zic așa. Deci fii atent, voi chiar ar trebui să vă gândiți cu seriozitate la Cuba. De ce? Voi știți limba. Și eu mă gândesc așa, dacă Domnul ar scoate câțiva tineri din Spania și să-i trimită misionari în Cuba. Ar trebui unii să se roage pentru asta. Doamne, dincolo de macaroane, conserve, că dau acum, că poate la unii cel mai ușor e să dea acum 10 euro. Să spună, Doamne, mă așez la dispoziția Ta, dacă vrei să mă duc 2 ani în Cuba,
Eu vă pun în legătură cu oameni și veți avea de lucru și nu, nu o să aveți mari probleme acolo. Este ceva interesant pentru că mulți merg în Africa, unde nu cunosc limba. Învață, se chinuie cu engleza, cu franceza, cu ce se mai vorbește pe acolo. Și ar fi nu, ar fi o chestie. Prima te duci pe un termen scurt și după asta pe un termen lung. De ce nu? Să dea Dumnezeu să se ridice pe lângă oameni care să ajute cu bani și cu viața lor. Amin, gata, am terminat. Bun, dragii mei, ne vedem data viitoare. Fiți binecuvântați.